Salutare dragi prieteni, bine că sunt la un episod. Eu sunt Deo și astăzi ne jucăm un joc numit Apes.io. Gen, se vede mare pe mijlocul ecranului. Da, și am achiziționat și DLC-ul la acest joc. Că jocul de bază e doar o hartă tip sandbox în care nici n-am intrat de jumătate de an, dar cum să zic, e o hartă tip sandbox infinită, aproape unde, na, faci tu ce te taie capul, e infinit, teoretic. Dar DLC-ul, în schimb, are levele care trebuie să le treci. Și l-am luat. Și îl jucăm în episodul de astăzi. Categorii: tutorial, top rated, by difficult. Văd că avem 20 de leveluri. Astea sunt leveluri, cred că făcute de playeri. Da, sunt leveluri făcute de playeri, de comunitate. Putem juca levele făcute de comunitate, aparent. Ceea ce mi se pare șmecher. Dar cred că cel mai corect e să le facem pe astea, primele, default. Bun, să vedem. Nici nu mai știu controlele, dar nu e o problemă. Deci, unde sunt blocurile bariera, n-am voie să construiesc. Opa, cu click dreapta se șterge. Nu. Gata, deja sunt prost. Hotkey. Ok, am înțeles. Păi da, dar forma trebuie să le șterg toate? Sunt eu prost. Da, sunt prost, adică da, n-am mai jucat de jumătate de ani, nu mai știu nimic. Și atunci am jucat puțin, o oră și ceva. Bun, am trecut primul level, aparent. Trecem la următorul. Îs puțin răgușit, bolnav, nu știu. Da, nu-i ce trebuie. Oh, da. Bun, chat. O să trebuie să facem așa. Cu R, cred că era rotate-ul. Și am făcut un tunel. Next puzzle. Poate legătăm azi toate, deși nu cred. Aici trebuie să le combinăm. Deci, ideea e că nu știu unde să-l plasez. Da, nu că tăm azi. Eu trebuie să mă folosesc de culoare. Și nu numai. Mere să-i dau F, flip. A, prestatul cu Cycle Variants. Oh! Meresi. Are mai multe variante chestia asta. Ce tare. T. Rotate. Rotate. Nu, culoarea trebuie să intre pe sus, degeaba. T. T. Rotate. Chat, cum să pun că-s prost? Ca de obicei. Așa? Nu, n-am cum să-l fac așa. Așa? Nu. Da, uite, am găsit poziția perfectă. Atunci tu intri pe aici, tu intri pe aici, mie să stea bune. Gen, le combină și mi colorează piesele alea.
Puzzle următor. Nu-mi dau seama care e schema. A, trebuie să bag în ambele. Și aici facem un tunel. Și aici schimbăm varianta. Ba nu. Ba da, nu. Rotate. Și acum o schimbăm. Și acum e ce trebuie. Și acum o să intre așa și aici mi le împarte jumii-jumă. Nu știu, mereu mi-au plăcut jocurile astea puzzle. E puțin tâmpit, dar e ok. Tâmpit, adică nu-i tâmpit jocul, și eu tâmpit, că mă prind greu ce trebuie să fac. Ce e asta cu leiere? A, mi le stachează, mi le combină, mă rog. Mi le combină. Dar eu n-am nevoie de ceva care să-mi combine. Dacă am degeaba. Nu? Eu am nevoie de un din asta. Eu am nevoie doar de un din asta. Nu? Nu am nevoie doar de un din asta. Păi cum? Cum nu am nevoie doar de un din asta? Păi da, îmi iese cu... De ce mai am nevoie, bă? Nu pe bune, de ce mai am nevoie? Că nu-mi dau seama. Hai să luăm asta care stachează. Să vedem variații de ale lui. Ah, nu, asta e singura variație a lui. Deci să mă bată mama dacă înțelegi ce trebuie să fac aici. Pun asta aici, clar aici trebuie să intre. Vrea să pun unul din asta. Păi dacă pun unul din asta, cum... Fac. Aaaa, gata, 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 gata. Așa ar trebui, nu? Tu în ăsta... Ești și-o prost. Andrei. Tip. Rotate. Așa trebuie. Sau nu? Deci mă bate levelul ăsta maxim. Chat, cum trebuie făcut? Că-s prost. Oare vrea să fac așa? Și aici vrea la final un din ăsta care să-mi combine? Da, mă, așa trebuie. Ia uitați, vedeți? A mers. Următorul puzzle, level. De aici îmi pleacă. Trebuie să-l colorez în alb și să-l șirotesc. E suficient asta fix înainte. O să mi-l rotească. Acum o să rezolv problema coloratului. Vă că îmi dă tunele, ceea ce înseamnă că, cam trebuie să mă folosesc de ele. Nu. Nu am spațiu. Pur și simplu nu am spațiu suficient ca să pot să... Așa trebuie.
Pe tine te bag pe aici, pe tine te bag aici, aici folosesc un tunel care iese partea asta și îmi intră culorile aici. Tu intri aici și mi-l rotești 90 de grade, perfect. Bun. Ce level e ăsta? Levelul 7. Un cub. Și un din ăsta. Ăsta mi-l taie în jumate, ăsta mi-l taie în jumate. Oh, nu. Vedeți voi? Eu bag pe aici, îmi iese jumate. Intră jumate care nu trebuie. Of, doamne. Dacă îți dau cu T. Mamă, mă, bă, stai că dacă îi dai cu T, ți-l tai în 4. Nu vreau un 4. Mi-aș fi vrut input-ul. De fapt, nu, n-am cum. Tu. Oh, uite că am din ăsta care mă întoarce la 180 de grade, ceea ce e perfect. Mă întoarce 180 de grade. Inmă bine. O să am nevoie de un din ăsta care mi le combina aici. Mi le scoate bine. Din ce văd. Și am nevoie și de un tunel aici. Opa. Care să mi le bage pe partea asta. Deci astea-mi vin bine. Astea-mi vin bine. Astea trebuie rotită 180 de grade. Îmi și uita să-i schimb versiunea. Bine că mi l-au pus din prima pe ăla de 180 de grade. Mai facem level 8, chat și ne oprim. Bun. Uleo. Ce chestie aia, bă? Una, două, trei, patru. Trebuie să combin de 4 ori chestia asta, gen. Să tai și să combin. T. Deci dacă fac așa, nu vrea. T. Asta n-are variații. Off. Firar. Era așa util asta de 4 dacă puteam să o plasez. Dar nu pot. Hai să încercăm cu un cutter de 2. Ia să vedem. Și un din ăsta de 2. Nu. No. Nu am nimic care să mă facă să rotesc. R. Nu, chat asta, levelul ăsta mă bate. Nu am tunele, nu am nimica. Nu pot să-mi dau seama.
clar n-am nevoie de chestia asta. Nu am nevoie de un splitter, am nevoie de încă unul care să-mi taie. Deci am nevoie de unul care îmi combină din două într-una. Și overlayer-ul ăsta ce-mi face? Ia. O fac mai invers. Cum îmi scoate? A, mi le scoate întregi, uite mă. Dar nu-mi convine așa. Chat cred că oprim și... vedem în episodul următor. Ok? Cu acestea fiind zise, eu am fost de eu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și că ați rămas cu mine până la acest moment. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye bye!